Cum să gestionezi relația cu oamenii care gândesc negativ? Ei bine, cu toții am cunoscut și am întâlnit oameni negativi de-a lungul vieții. Îi putem întâlni la coadă la casă, în aeroport, la bancă, în autobuz. Oamenii negativi sunt peste tot. Fie și numai întreagă interacțiunea cu ei te poate afecta. Problema este cu atât mai mare atunci când persoana negativă face parte din cercul tău de apropiați. Ar putea fi partenerul tău de cuplu, cel mai bun prieten, soacra, șeful, profesorul copilului tău. Indiferent că sunt personale sau impersonale, aceste interacțiuni își pot pune amprenta asupra vieții tale. Nu ți-ai dori să existe o linie telefonică gratuită unde să-i poți denunța pe oamenii negativi ca să fie amendați pentru atitudinea lor? După un anumit număr de plângeri, nu li s-ar mai da voie să interacționeze cu alți oameni până când nu și-ar schimba comportamentul. Dat fiind că un astfel de sistem de ținere a evidenței nu este disponibil, dăm voie să-ți împărtășesc din ce am învățat eu. Tatăl meu avea tendința să gândească negativ, mai ales atunci când lucrurile nu mergeau așa cum voia el sau când pierdea bani la cursele de cai. I se putea întâmpla și la restaurant. Dacă mâncarea nu era servită la timp, îl făcea pe kelner cu ouă și cu oțet. Ca să nu mai fiu afectată de comportamentul lui, mă închideam în mine și mă retrăceam. Mi-am dezvoltat obișnuința de a mă autocensura ca să detenționez situația, iar acest obicei m-a însoțit toată viața. Adesea, când oamenii acționau negativ, adoptam o acțiune de sau atitudine de negare, găsindu-le scuze, spunându-mi că a o zi proastă. Însă apoi mi-am dat seama că unii oameni sunt precum personajul Quizzer, interpretat de Shirley MacLaine în filmul Magnolii de Oțel, care spune: sunt într-o pasă foarte proastă de 40 de ani încoace. Unii oameni se trezesc dimineața și merg seara la culcare având o gândire negativă. Când am devenit conștientă de atitudinea mea, am început să găsesc alte metode de a gestiona negativitatea. Lecția cea mai importantă pe care am învățat-o în ceea ce privește gestionarea relației cu oamenii negativi a fost să încetez să mai iau negativitatea lor la modul personal. Chiar dacă acești oameni se numără printre apropiații mei, comportamentul lor nu are legătură cu mine. Mi-am dat seama că aveam de ales între a tolera situația sau a reacționa la ea. Există multe feluri în care poți să reacționezi la negativitate. Nu te oprește nimeni să spui cuiva pe un ton calm și echilibrat: știi, în acest moment te manifesti negativ. Asigură-te că nu-i spui persoanei respective: ești negativ sau negativă. Ar însemna că faci o evaluare. Nu te referi decât la felul în care se manifestă în momentul respectiv. Apoi spune-i: poți să te manifesti altfel. Ai posibilitatea de să-ți schimbi atitudinea dacă ești interesat să o explorezi. Cred că dacă ai încerca, s-ar putea să fii mai fericit. Ai dreptul să-i spui celuilalt ce efect are comportamentul lui asupra ta și să-i dai un feedback. Dacă aude asta destul de des, s-ar putea să înțeleagă că lucrurile trebuie să se schimbe. Un alt mijloc de a gestiona o astfel de situație este să-ți spui: tocmai am dat peste o persoană negativă, și să nu reacționezi, ci să încerci să-i transmiți energie pozitivă, apoi să te dai la o parte. Dacă aștepți la coadă, mută-te la alta. Dacă vorbești la telefon cu un consultant, închide și sună din nou. Aceeași regulă se aplică și atunci când negativitatea se manifestă la cei de acasă sau la persoanele din cercul tău de apropiați. Întotdeauna poți să pleci de lângă ei. Niciodată nu ar trebui să te simți ca și cum ești obligat să te împaci cu situația, să înduri, apoi să sfârșești simțindu-te victimizat sau victimizată și să ai resentimente. Știu că acești oameni pot fi mama ta, copilul tău sau proprietarul apartamentului în care locuiești, însă sfatul meu este să-ți creezi o strategie care să te ajute să nu te lași destabilizat. Asta poate însemna să anunți că îți iei o pauză fizic și psihic ca să te aduni. Pauza poate dura câteva minute, ore sau zile, oricât timp ai nevoie ca să-ți revii. Oriunde mergi și orice faci, nu-ți risipi energia pozitivă ca să nu fii niciodată prins în capcana ciclului de negativitate al unei alte persoane.
Dacă viața ta este plină de tirani meschini, întreabă-te, de ce atrag acești oameni dificili în viața mea și ce trebuie să învăț din întâlnirea cu ei? Un posibil răspuns este că acești oameni există în viața ta ca să te facă mai puternic, astfel încât să înveți să-ți aperi drepturile. S-ar putea ca ei să existe în viața ta ca să-ți arate că ești suficient de puternic încât să nu fii afectat de atitudinea lor. Descoperă lecția pe care trebuie să o înveți. Poate că lecția este că ai tu însuți o atitudine negativă. Atunci când sunt într-o pasă proastă, atrag oameni negativi. Atragerea negativității poate fi o consecință a energiilor pe care tu le transmiți. Ai grijă! Dacă vreau să atrag altfel de oameni, trebuie să încep prin a-mi schimba atitudinea negativă. Poate că, dintr-un anumit punct de vedere, simți că meriți să fii tratat cu dispreț și din această cauză îngădui ca negativitatea să pătrundă în viața ta. Iată o întrebare pe care trebuie să ți-o adresezi neapărat. De ce cred că merită asta? S-ar putea ca negativitatea să nu semene cu un abuz, pentru că nu ai nicio vânătaie și nimeni nu ți aruncă vorbe înjurioase, însă, în plan psihic, tot despre abuz vorbim. Dacă cineva din viața ta manifestă constant o atitudine negativă față de tine și trebuie să iei măsuri ca să te aperi, mama uneia dintre prietenele mele are o atitudine foarte negativă. Tot timpul are ceva de criticat, este pisăloagă, se plânge mereu. Când se află în preajma ei, prietena mea se simte stoarsă de energie. Așa că m-am gândit împreună la o tehnică numită Paradis la purtător. Îți consolidezi universul interior, astfel încât să nu te lași afecta de ceea ce se întâmplă în afara ta. Prietena mea mi-a spus, când sunt cu mama, reușesc să mențin echilibru și calmul interior timp de aproximativ o oră. Așa că a impus în relația cu mama ei o limită strictă. Fiecare vizită a ei nu durează mai mult de o oră. Nu a fost ușor, însă avea nevoie de asta. Exercițiul de meditație din acest capitol te va învăța să-ți creezi propriul tău paradis la purtător. Cea mai mare greșeală pe care o poți face este să încerci să repari oamenii. Să zicem că ai o idee genială. În momentul în care o expui la cină, soțul îți spune, e o idee cât se poate de proastă sau poate că te ignoră complet. Acesta fiind un alt tip de atitudine negativă, prin urmare, începi să-ți pierzi încrederea în tine. În relațiile personale este foarte important să le atragi oamenilor atenția când fac ceva greșit și să nu mai tolerezi astfel de atitudini. Fii sincer, spune-le celorlalți care este părerea ta. Principala ta responsabilitate este să ai mereu grijă de tine însuți. Sau însăți. Umple-te cu atât de multă lumină și bunătate încât să-ți consolidezi atitudinea pozitivă. Lumina ta va străluci atât de puternic încât va risipi întunericul. Sugestii. 1. Fă un inventar al vieții tale și îndreaptă-ți atenția către aspectele unde ești prins într-un ciclu negativ. Este vorba despre un gând, o situație sau o persoană? Întreabă-te, în legătură cu aceste aspecte ale vieții mele, trebuie să mă detașez, să observ, să mă deconectez de la ceea ce îmi face rău și să fac alegeri mai înțelepte? Notează-ți toate răspunsurile în jurnal ca să-ți consolidezi capacitatea de conștientizare. Învăluie totul în lumina ta interioară. 2. Fii categoric cu tine însuți sau însăți, insistând asupra faptului că, dacă ești înconjurat de energie negativă, vei ieși din această situație și nu te vei lăsa afectat. Nu lăsa pe nimeni și nimic să strice buna dispoziție. 3. Creează-ți paradisul la purtător și fă următorul exercițiu de meditație ca să-ți consolidezi universul interior plin de pace și de liniște pe care nu-l va tulbura nimeni. Găsește-ți un loc confortabil unde să nu fii întrerupt. Inspira adânc, apoi expiră, eliminând orice tensiune, grijă și frământare de peste zi. Dă-i voie organismului tău să se relaxeze, respirând tot mai adânc. Inspiră, menține aerul, apoi expiră. Trage aer în piept în timp ce numeri până la
4, 1, 2, 3, 4. Expiră. 4, 3, 2, 1. Umpleți inima și plămânii cu aer. Observă cum pieptul ți se dilată, apoi revine la normal. Gândește-te la un loc unde ai mai fost, un loc unde îți place să mergi, unde te simți liniștit, relaxat, centrat pe tine și lipsit de griji. Încearcă să ai o imagine cât se poate de vie a acestui loc. Este un spațiu închis sau un loc în aer liber? Cum este aerul acolo? Adie cumva vântul? Este însorit? Este înmiresmat? Ce sunete auzi? Imaginează-ți că te afli în acel loc, chiar acum. Fii complet prezent cu mintea, cu emoțiile, cu toată ființa ta, ca și cum te-ai afla acolo, chiar acum. Gândește-te la o culoare care îți place și imaginează-ți că întregul loc este învăluit în această culoare. Imaginează-ți că această culoare este cât se poate de plăcută, de intensă și de vie. Dacă ai ales culoarea verde, imaginează-ți cea mai frumoasă nuanță de verde pe care ai văzut-o vreodată. Dacă ai ales culoarea albastru, imaginează-ți-o mai intensă decât ai văzut-o vreodată. Lasă-ți corpul, întregul corp, să fie pătruns de culoarea care îți place. De fiecare dată în timp ce expiri, imaginează-te în picioare mergând, plimbându-te prin acest loc frumos care îți place. Continuând să fii ancorat acolo, observă împrejurimile, sunetele pe care le auzi și rostește în minte un cuvânt care îți place și care te liniștește. Ar putea fi un cuvânt ca frumos, vesel, odihnit, calm, echilibrat, prosper, vibrant, pozitiv sau blând. Poate fi un nume sau orice te face să simți că te afli în locul respectiv. Lasă acest cuvânt să vibreze în întreaga ta ființă și în mintea ta. Când ești pregătit, pune-ți mâna dreaptă pe inimă și fixează senzația. Pune-ți mâna stângă pe abdomen. Integrează senzația în plexul solar. Simte-te în siguranță și în largul tău cu tine însuți sau însuți. Apoi, inspira adânc și integrează imaginea locului în corpul tău, știind că poți să te întorci acolo în orice moment al zilei. Acesta este paradisul tău la purtător. Îl poți lua cu tine oriunde mergi. Inspira adânc și expiră sonor. După aceea, desmorțește-ți mâinile și picioarele. Scutură-ți umerii, întinde-ți gâtul, stânga, dreapta, apoi deschide ușor ochii și revină la starea ta obișnuită. Deschide larg brațele și formează în jurul tău un cerc mare, pe un sunet asemănător cu... Inspiră din nou adânc, sonor și mulțumește pentru că ai conștientizat prezența acestui loc înăuntrul tău. Este paradisul tău la purtător și te poți refugia în el oricând ai nevoie. Să vă fie de folos!